Locuințele din Mamaia se vând ca pâinea caldă, iar blocurile se ridică parcă peste noapte. Aproximativ una din cinci vizionări ale apartamentelor de aici se încheie cu o tranzacție. Ce nu știu însă cei care dețin un apartament în stațiune este că în scurt timp ar putea să plătească o nouă taxă. Nu știu prea multe despre ea. Va fi mare, va fi mică? Personal nu mă deranjează dacă nu va fi foarte mare. Mi se pare normal ca cei care sunt puțin privilegiați să plătească puțin mai mult. Deci n-ar fi un deranj foarte mare. Pentru Pe mine tine. personal, nu. Acum nu pot să vorbesc în numele celorlalți. Nu știu ce să spun. Suntem și noi oameni, adică nu suntem bogați sau ceva de gen. Suntem oameni normali. Dar nu v-ar Deci, deranja dacă ar fi numai să nu fie în trecută măsura, cum se zice. bineînțeles. Dar nu cred că va fi de așa natură încât să nu putem plăti. Edilul Constanței Radu Mazăre spune însă că, pe lângă agenții economici, și proprietarii de locuințe de aici vor trebui să plătească această taxă. Este o taxă discutată cu Asociația Patronală din Mamaia, împreună cu ei s-a făcut pe zone, pe genuri de activități pe care o desfășoară acolo și din taxa asta de promovare 30% o să revină primăriei, bani pe care noi o să-i cheltuim la promovare și 70% o să rămână agenției patronale unde s-a făcut un comitet din cei de acolo care îi reprezintă, pe care urmează să-i cheltuiască în târgurile de turism specifice lor și unde se duc ei și vor să fie prezenți. Proiectul urmează să fie dezbătut în următoarea ședință a Consiliului Municipal.